I got that new drip. Shoot a pop out with the pool stick. F'n and Draco extended 30 and it's sent on my hip. 35,000 for the brand new Rolly wrist. Bust out my wrist, I flex like WrestleMania. I just might go take that jet to Australia. Young Draco nigga, know I'm international. Pull up a server, paint, know that I'm taxing them. Hey, what the fuck is up? Eu sunt Andreea și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu. Astăzi m-am trezit cu un gând din ala că, bă, trebuie să mă spăl pe păr. Și ce m-am gândit? Hai să fac un vlog în care vă arăt rutina mea de păr creț. Pentru că, basically, acum am părul drept. Nu știu când o să fie vlogul ăsta postat, probabil mai încolo, pentru că mai am altele on the way. Cine nu mi-a văzut vlogul în care îmi făceam un makeover, îl găsiți pe canalul meu. Deci, da, acum am părul drept și o să mă spăl pe păr pentru că deja sunt murdărit și arată nașpa. Nu mai stă nici drept, mă rog, stă wavy. O să mă spăl pe păr și cu ocazia asta o să vă arăt rutina mea de păr creț. Este șamponul care mă spăl pe păr și ăsta e balsamul. Sunt pur și simplu niște șampoane, le-am din America. Știu că o să fie oameni care o să întrebe cu ce șampon te speli. Nu știu, mă spăl cu orice chestie, adică nu am un șampon anume cu care mă spăl. E irrelevant, da? Acum le-am pe astea de la Joico și sunt pentru păr colorat, vopsit, mă rog, pentru că părul meu e albastru și da, face să nu se ducă culoarea atât de repede, cică, mă rog. Și cum spuneam, o să merg să mă spăl pe păr și după o să vă arăt toate produsele cu care mă dau și ce-mi fac eu la păr ca să stea creț. One eternity later. Ok, guys, și-am ieșit din duș, sunt aici cu Andrei și cu Andreea, spuneți hei, ți se vede capul. Dacă o să auziți, spune-te pe fundal să știți cine se aude. Ok, deci am ieșit din duș. Nu știu cum arăt cu părul așa de scurt. Deci acum o să văd pentru prima dată. După ce îmi dau părul pe jos și o să vă arăt cele două produse pe care le folosesc de obicei după ce mă spăl pe păr, ca să-mi stea părul creț. Dar basically părul meu îi creț, doar că chestia astea cu care mă dau îl regenerează și fac buclele să fie mai pronunțate cum ar veni. Deci hai să vedem cum arăt cu părul scurt. Îmi dau seama că am tricou negru. What the fuck? What the fuck? Ok, și pe lângă asta mai am pieptenul ăsta, cu care o să mă pieptăn gen acum, pentru că după ce o să mi se usuce părul, nu o să mai pot să bag pieptenul în el, pentru că oamenii cu păr creț știu cum îi să te pieptăn dacă după ce ți-i părul uscat, pentru că o să se umfle și o să se facă nașpa și da. Deci oamenii cu părul creț pieptănă basically doar când dau părul ud sau în duș. Eu mă pieptăn mereu în duș după ce mă dau cu balsam și acum după. Înainte să mă dau cu chestiile astea două, deci... Ok, și prima chestie cu care mă dau este acest ulei de argan cu coconut. Am o obsesie cu chestiile cu coconut de ceva timp din vara asta, mă rog. Pentru că mi se pare că îți fac curl-urile să fie mai pronunțate. Și, basically, da, ăsta e cu argan și cu coconut. Nu știu unde puteți să-l găsiți pentru că l-am luat din America și chestia asta la fel. Chestia asta cred că ați văzut-o pe Insta Story și pe TikTok. Anyways, o să caut produsele astea pe Amazon și o să le linkuiesc în descriere dacă le găsesc. Cred că asta o găsesc, asta nu știu sigur. Dar în orice caz o să le linkuiesc în descriere. Și asta e o cremă care se cheamă Curl Cream și basically îți face, cum am spus și mai devreme, îți definește curl-urile, le face să fie mai pronunțate și da, reduce frizul ăla, știi cum ai părul când se umflă așa de la umiditate și se face nașpa. Da, și mi-am luat o grămadă de chestii de astea. Aici la Cluj am doar una sau două, mă rog, pentru că n-am unde să le țin. Dar da, acum o să încep să mă dau cu ăsta și după cu ăsta și să vă arăt și vouă ce fac eu de obicei după ce mă spăl pe păr. Așa, guys, deci nu trebuie să pui foarte mult pentru că eu am făcut toată prostia asta și arăta părul meu de zici că era ud. Dar ăsta e un ulei de păr care nu seamănă foarte mult la textură cu un ulei, pare ca și o apă cumva, deci probabil un ulei mai diluat. Și miroase super bine. Și pur și simplu mă spreiesc cu el așa prin păr. Puteți să folosiți, I guess, ca orice ulei de păr. Da, eu vă recomand să folosiți chestii cu coconut și mai am un ulei de păr cu argan pe care l-am luat din Maroc mai demult, era preferatul meu și nu mai am din ăla foarte mult. Deci de asta îl folosesc pe ăsta. Și dacă găsiți chestii cu coconut, cu argan sau ceva, chiar le recomand, mi se pare super mișto pentru păr creț. Ok, și cred că m-am dat cu destul, pentru că după o să mi se uleiască de zici că nu m-am spălat pe păr. Următoarea chestie pe care o facem este să luăm această cremă, de fapt nu, prima dată. Îmi împart părul în două. Și ciudate să fac asta pe cameră, de obicei o fac în oglindă și mi se pare mult mai easy, dar de fapt am oglinda aici, ce vorbim. Așa. Deci îmi fac părul în două, îl împart și după iau, îmi pun două pampuri din astea de la cremă. Le fac așa frumos în mâini. Bună! Și dau, basically, stați să dau camera mai jos.
Ok, și basically fac așa prin păr și le ridic. Și crema se pune pur și simplu pe păr și după aia îl ridic așa ca să define the curls. Nu știu cum să explic. Și fac aceeași chestie și cu cealaltă parte a părului. Tu ai părul drept natural? Da. Vrei să încerc să-ți fac asta la părul tău, să vedem dacă iese? Hai să vedem. Dacă iese pe părul drept. Guys, deci noi ne-am gândit la o chestie. Andreea are părul natural drept și vrem să încercăm să vedem dacă îi punem cremă din asta de curling, în, mă rog, nu de curling, pe care definește cărlurile, să vedem dacă se face creț. Ok, și vezi, prima dată am în două părțile. Și acum, vedeți, după cum puteți observa, părul meu e lipit de cap aici și aici stă cât de cât ok. Și o să fac o chestie. Ok, deci basically îmi dau părul tot așa peste cap și mai pun două pampuri de cremă. Le fac iar așa prin mâini și o să fac asta, exact aceeași procedură, doar că cu părul dat așa peste cap, ca să nu, să-l fac să nu mai stea lipit de cap. Și basically fac așa prin tot părul până mi se duce toată crema de pe mână. Ok, și m-am ridicat înapoi și acum mai fac uneori chestia asta. Pentru că mereu firele mele de păr din față, aici acum sunt cele mai uzate, trichile mele că mereu le dau după ureche sau fac toate chestiile astea, nu mai stau la fel de crețe ca și ăsta din spate. Și gen, multă lume cum mă vede doar fața, pe Instagram sau așa îmi spune că oh my god, nu ai părul creț, îl ai wavy doar, îl am creț. Am părul creț, am type-ul de curl-uri 3A, basically, deci creț. Doar că firele astea din față stau cam în niște cururi, efectiv. Și nu stau creți niciodată. Și dacă stau, stau acum la început și după aia nu o să mai stea. Deci de asta tot timpul insist aici în față, pentru că știu cum mi se face mie părul. Și în spate stă creț. Dacă m-ați vedea de la spate, gen în real life, am părul creț la spate. Și dacă aveți un fion cu o chestie din aia, gen o cupă din aia, știi, care poți să pui părul pe ea și să-l duci așa și să îl usuci așa, chiar recomand chestia aia, pentru că am văzut la alte fete că fac chestia asta ca să poate să își usuce părul. Crezi deja? Eu nu am, așa că o să-l las să se usuce natural și o să fie ca naiba. Nu știu ce am o presimțire că o să arate nașpa data asta părul meu. Și o să filmăm și un vlog mai târziu astăzi. Cred că o să fie postat înainte de vlogul ăla, nu o să spun ce filmăm pentru că nu știu când o să fie postat. Știu că nu se vede absolut nimic în momentul ăsta, pentru că încă am părul și am un tricou negru. Dar o să fac un update când mi se usucă, pentru că oricum nu plec de acasă până se usucă. Și acum hai să încercăm să-i facem părul lui Andreea, crezi? Ok, basically noi am mutat camera pentru că nu mai avem lumină naturală și n-am chef să pornesc chestia aia pentru că trebuie să o mut de acolo, să o aduc lângă priză și avem becul ăsta care e mult mai bun. Deci, ok, Andreea o să-și ude doar o parte din păr pentru că are părul foarte lung și dacă se spală pe păr acum nu o să se usuce până plecăm de acasă și trebuie să plecăm de acasă, gen în jumătate de oră. Dar o să-și ude o parte din păr, aici avem apă și după o să își dea cu cremă, să vedem dacă merge. Cât de tare se împărtă. Gen, așa e ok? Da, dacă e umed așa. Mamă, ce păr tare ai, gen așa. Mamă, din asta știi cum au emo, cum au fetele la emo din skate park. Părul ăla, deci îl puneam așa pe jumătate de față, știi? Ah, da, știu. Păr din ăla, ai jur. Și acum dă-te pe mâine așa cu el și dă-ți-l așa în sus. Agen așa. Iese. Hai că da! Parcă, dar nu cred că ar ține. Știi? Păi să vedem că se usucă, gen. Stai, ți părul ăsta în partea asta. Wow! Stă wavy. Ce tare! Ce fain vreau să? Da, știu. Păi simțiți și voi, nu puteți simți. Aș vrea să puteți să pot să vă arăt cum miroase, miroase super bine. Acum o să stăm puțin să se usuce părul până plecăm de acasă și după o să revenim cu un update să vă arătăm cum arată. Ok, guys, update, așa arată părul meu. Și așa arată un meu. Hai că da, hai că uite, gen, față de cum e aici drept, ce stă un pic creț. Dar vedeți, are textura asta de zici că e acum spălat și încă e ud, dar nu știu de ce arată așa, dar... Mai e un update. Stai așa. A, avem niște musafiri noi, vreți? Veniți și voi. Mergem acum la mall să filmăm un vlog. A venit și prost alăi la Cluj. Am venit la Cluj. Ce familie fericită. Du-te, drag. Deci, efectiv, nu găseam pisica și era după pat. Și am căutat-o până și afară din apartament și nu era nicăieri. Și era după pat, mă rog.
Deci da, așa arată părul meu la final după toate chestiile pe care le-am făcut. Sper că vă place și sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Nu uitați să dați un like acestui videoclip, să vă abonați la canalul meu dacă sunteți noi și ne revedem data viitoare cu un nou banger. Bye! Tiki-taki, Spanish mommy, she a hot tamale. Make 'em spend that money, dummy, go retarded for me. Pop it, she get started, she won't ever stop it. Lil' thotty, thotty, righty, choosing everybody. Split, splash, apple bottles, make that...